pe mine. Dar care este, 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 bine a fost ideea. Ca să fie bine tot pentru oraș. Da, ca să fie bine, dar bine, ne uitați în ce situație am ajuns. 6 miliarde, dacă nu mai bine, stai. 6 miliarde fără penalități. Fără penalități. Noi nu ne-am vrut să discutăm despre penalități. Da, asta e situația orașului, dar cât de cât să dea? Mă vreau să vă întreb ceva, încasările în ce ritm se fac? În luna ianuarie s-au încasat de la 9 asociații pe care avem în oraș, aproximativ 48 de milioane în toată luna ianuarie. Deci aia e posibil. Vă dați seama. Da, da. Nici energie. Arătați-mi acolo, vă rog. De min jos. Arătați-mi acolo. Veniți toți în coace, toți! Toți intrăm! Nu trece, stăți acolo în față! Veniți toți, aici toți! După aia vine și ei nu... Drept la repede, vă duceți de acord! Da, absolut, absolut, rămâne al loc! Și cifrele rămân cifre! Matematica, bine, dar să se dea și... Nu azi ne dea un răspuns primăria, când ne poate să... Cum? Deci, de ce se ocupă cu asta la casă? Să ajutăm la urmă. Totuși ca să dăm apă. Da, viză apă. Deschide-o fără să ia bubă apă și ieși. Vă preocupa de chestia asta și nu mai poate să... Da, să mă închidă. Nu uitați. Eu avem curent pompă în urmă. Gata? Gata. De asta nu există o soluție. Nu venim așa. Amenințe. Conștiința noastră am venit oricum. Suntem da. Singura firmă da. Care vindem sărăpani. Vindem de atâta vreme de păr. Tot ei sunt crezuți. Asta ne-i frică ca de fiecare dată. Că tot primăria sunt crezuți. Știți? Pentru că ei știu să vorbească. Cum o duceți? De ce ați făcut treaba asta? Deci merge Coco? Da. Spuneți-mi. Nu, n-am bat. Copiii cu ce mai trimit la școală? Începe școală, efectiv nu avem. De asta ne... Am datorii și eu dincolo la curent, dar pe ce le plătesc? Gazul se mi-l taie, curentul se mi-l taie, ce fac? Am doi copii, femeia e în concediu medical, bolnavă, cu ce trăiesc? De când n-ați mai luat salariu? Din noiembrie. Din luna noiembrie. Și din ce trăiți? Păi m-am promutat la unul salar. Cum și de unde da? Poc. Iosif. Așa. Mulțumesc, doamne. Hai să întrebăm pe dânsul. Deci, eu v-aș ruga să-mi spuneți de ce formă de protest ați adoptat? Nu e o formă de protest legală, este hotărârea noastră a muncitorilor. Deci fără conducere, fără sindicat, hotărârea noastră proprie a muncitorilor. Ce anume ați făcut? Am închis apa pe oraș pentru că asociațiile de locatari proprietari au peste 6 miliarde restanță la firma noastră. Și nu avem din ce să trăim. Nici de astăzi sau de mâine încolo nu avem cu ce lucra. Deci e vorba și bani pentru materiale, și pentru întreținerea, și salarii, și avansuri. Din noiembrie, blocaj total. Cum vă numiți? Ilie Sidumitru. Stinge. Rog, ce așteptați? Păi așteptăm să se rezolve problema salariilor. Deci dimineață oamenii au fost foarte hotărâți să ia această acțiune pe cont propriu. Mi-au cerut explicații în legătură cu neplata salariilor. Am încercat să le explic situația care este. O știau și ei până acum, au ajuns la limita răbdării. Nu mai există nicio soluție. Soluția este doar aceasta de compromis, într-adevăr, și ne cerem scuze față de locatarii orașului Calan, care rămân fără servicii și au plătit la zi taxele. Dar ne pare rău, altă soluție nu există. Ați anunțat autoritățile? Da, am dat telefon la primărie și am anunțat doleanța oamenilor de a opri, de a face această mișcare spontană, de a opri prestațiile și de a nu relua activitatea până la venirea administratorilor și președinților de asociații pentru clarificarea situației. Ce v-au răspuns? Răspunsul a fost amenințări la adresa noastră că ne vor lua prestații dacă nu suntem în stare să le furnizăm noi. Dar nu știu cine poate să le ia ca să furnizeze prestații fără bani.
dacă dânsii consideră că pot să facă această treabă în orașul Călan, să o facă. Noi fără bani nu putem și oamenii nu mai pot suporta. Din noiembrie, ați auzit opinia dânșilor, din noiembrie nu și-au luat salariile. Nu se mai poate continua. Spuneți-mi, vă rog, din ce cauză ați ajuns în situația asta? În ce situație se află firma? Deci firma a ajuns într-o situație financiară dezastroasă. Datorită neplății beneficiarilor, respectiv asociațiile de proprietari, avem și agenți economici, respectiv Minacvalu, care nu a plătit, dar în principal asociația de proprietari. Datorită neplății dânșilor, am ajuns la debite și noi, la rândul nostru, față de Conel, față de Romgaz și datorii la bugetul statului, la CASEU, datorii de miliarde, tot datorită neplății asociațiilor. Deci, acest lanț al slăbiciunilor. Cum vă numiți? Lider de sindicat Pavel Pompiliu. Mulțumesc foarte mult! Imaginea, că tot eram de servicii. Și să intrați înăuntru, este o lampă acolo, ce ne luminați. Cu lampă de petrol? Cu lampă de petrol. Și am luat totul, mi-am dat, și acum... Domnul vice are poveștile lui, care ia serviciile și... Răzbunările personalele le repercutează asupra firmei. Da, fost... da, vine domnul Pavel. Cum da, mă, corect, veniți, să vină și... Nu știu, reprezentant, veniți acolo, dar nu, finanțele. Du-te, mai vreau și ce. Vine cursa acum. A, dă să mă arăt. Băi, ce ce poți? Bun. Da, băi. Așa. Da. Un grup de răzplătiți. Directorul e o stație de alimentare cu apă, el trebuia să fie uscut viu acolo, să nu se întâmple. Eu nu mai am ce să discut cu voi. Nu? Nu vă jucați cu dracu. Nu ne jucăm. Vă rog, comunicați ceva, da? Am comunicat ceea ce a făcut oamenii. Ce a făcut oamenii, am comunicat când. Nu mai controlează situația. Indiferent care ar fi motivul, deci relațiile între conducere și sindicate trebuie să decurgă altfel. Nu se poate să nu controlăm. Deci eu, dar nu sindicatul a provocat. În opinia mea, directorul trebuia să fie ca și comandantul navei. Deci să stea acolo cu peptul, să apere ca să nu intre și să recurgă la forțe. Nu să tolereze și tacit să participe la acțiunea asta dezorganizată. Penal pentru falsul și pentru altceva și dat și nu a existat lipsă din colaborare. Iar firma nu este condusă. Deci nu este condusă. Ce e în prețul de cost? Arată că undeva există un ciorchine DESA care e foarte încărcat și sunt puțini oameni care muncesc. Deci se disponibilizează. Bine, eu nu pot să fac acum auz de o serie de dovezi care le-ar putea pune la îndemâna dumneavoastră, fiindcă nu am dovadă în spatele lor. Dar eu am fost și în Consiliul de Administrație a lor
Și acum politica administratorului unic, care urmărește numai indicatorii de performanță. Dar nu se poate să se iau un ban și fără să fac nimic? Deci efectiv nu fac nimic. Funcție de simpatie și nu de competență, și pot să dovedesc ceea ce spun, s-au trimis oameni buni cu ordonanța și au rămas niște oameni care nu știu că sunt de competitivi. Și din Consiliului Local. Deci dumneavoastră, cu alte cuvinte, vă supune la vot astăzi o nouă concesiune? Da. Și o să încredințăm DEVA-i, fiindcă la DEVA au o datorie de... Spuneți-mi, vă rog, la ce măsură veți recurge? Deci, eu constat că e un caz excepțional. La ora 12 am convocat Consiliul Local într-o ședință de urgență și o să propun Consiliului Local reziliarea contractului de concesiune și încredințarea serviciului altei societăți. Spuneți-mi, vă rog, dacă cu asta se rezolvă problemele, credeți că oamenii din oraș își vor plăti serviciile? Întrebarea dumneavoastră e bună. Într-adevăr, sunt o parte din locatarii orașului care, într-adevăr, sunt săraci, dar nu aici e problema. Marea majoritate plătește serviciile. Eu consider că n-a fost o relație bună de colaborare între asociație și HTT. Și asta generează problemele respective. Deci, după o ultima analiză care am făcut-o zilele trecute, 83% din facturile încasate la HTT s-au făcut salarii, au reprezentat salariile. Asta spune multe. Aduceți cumva vreo acuză conducerii acestei firme? Eu personal consider că în momentul de față firma HTT nu este condusă și o afirm cu toată responsabilitatea. Ce credeți că trebuia făcut? Eu cred că trebuia să intervenim mai repede. Deci ar fi trebuit să intervenim mai repede și atunci, probabil, dacă am fi intervenit mai repede și mai prompți, s-ar fi putut ca în orașul Călan să fie existat și puțină căldură, nu numai apă. Cu cine am vorbit? Viceprimarul orașului, Octavian Dumulescu. Mulțumesc. În data de 31.12. Să desfac aici. Nu, că nu văd ce scrie aici. Datorită în interes total. Da. La 31.12, asociații de locatari au datorii de 5 miliarde, cum a luat în mare, n-am zis așa. Agenții economici, 2 miliarde 406, penalități 2 miliarde 130. Da, asta v-am spus deja. Bun. Am datoriile noastre către Conel. Cum v-a acuzat de lipsă de intervenție? Cum s-a ajuns aici? La acuzațiile formulate de domnul viceprimar că poate eu nu m-am implicat direct în recuperarea banilor și în a achita datoriile față de René sau Conel. Nu este așa. Da? Nu v-ați implicat în stingerea conflictului, în prevenirea acestui conflict. În conflict? La acuzația lui domnului primar, în vederea că nu m-am implicat la stingerea conflictului, eu am stat de vorbă și astăzi dimineață cu liderul de sindicat și toată săptămâna i-am explicat că mișcarea asta de a închide apa și a frusta pe oameni de servicii nu este legal. Da, eu nu pot să fac nimic. Or, fost o mișcare spontană. Când am aflat, era ora 9, deja oamenii s-au dus și au închis vana de la pompe. Există posibilitatea să-i plătiți imediat? Păi posibilitatea ca să plătesc nu există, fiindcă acum abia lichidăm salariile pe luna noiembrie și depinde cum încasăm de la asociații de locatari. Cu cine am stat de vorba? Sunt Burian Ștefan, administratorul societății. Mulțumesc!
Da, nu avem oameni, dar de grevă. Păi ce are grevă? Au intrat oamenii în grevă și au închis apă. Închis apă, dar cine nu are oameni? Și cine a dat în grevă? Și dacă au intrat în grevă, vor plăti. Și dacă nu plătești, nu stăm fără apă. E bine atunci, e bine. Dacă îmi înveți și am băut o bani, înseamnă că copiii să stăpi o mizerie. Acum am ajuns exact cu primarul care mi-a numit. Stați așa. Sigur, aerul care ne-a mai rămas acum să ne le mai ia și pe astea și pe urmă suntem cei mai mari domni, cei mai fericiți oameni posibili. Dar spuneți-mi, vă rog, cunoașteți cauzele pentru care vi s-a luat apa? Nu știm. Pentru neplată, ce părere aveți? Păi, eu zic că nu e bine, nici să nu plătești, dar dacă oamenii n-au bani de neplătit, sunt șomeri în oraș care n-au niciun leu, niciun venit, niciun venit n-are. Nici să plătească. Eu dau șomeri pe toți din casă. Ce să facă cu ei? Să plătească cineva în șomerie. Și acum ce veți face? Ce să facem? Mă ducem apă de la străi de acum, și eu ce să facem? Facem ceva. Nu o să ne lăsăm chiar să murim deocamdată, dar destul de rău, foarte rău mergem. Rău de tot. Burnar. Și mai cum? Gavrila.